Superliga vă este prezentată de Superbet. Care ajunge la Jihulici. Știi ce mă miră, Mădălin? Cum a reușit Dornel Munteanu? Stai să vedem aici ce se întâmplă cu greșeala lui Cristea. Apoi o recuperare bună, Germona se reține la șutul aceluiași Teleș. E primul șut pe poartă, nu? Din repriza asta sau mi-a scăpat mie ceva? Da, și Teleș a doua oară șutează iarăși modest, pentru că în urmă cu un minut tot cam de acolo a tras, atunci mult alături. Da, vorbeam despre modul în care Munteanu a reușit să-i păstreze în această vară pe acești jucători la... Era aproape Chivulete și a văzut. Nu știu, mie mi s-a părut, nu înseamnă neapărat că a fost. Nistor, pe colțul scurt, mingea la Tiam, un șut care lovește vara. E corner pentru că a pus mâna acolo și Popescu, este cea mai mare ocazie acestei partide. Au și căzut acolo doi jucători. Șutul cred că și deviat, intervenția puțin ciudată a lui Popescu. Andrei Chivulete oprește jocul pentru probabil o atenționare de la vara lui Sorin Costreie după acel duel în care Van den Werf trebuie ca Sorin Costreie să fie 100% sigur că e penalti. Întinde mâna, deci nu, deci e poziție nefirească, asta da, spun. Tu spui da. Că a fost împins, dar el duce mâna după ce e împins, duce deci mâna. Sorin Costreie consideră că e penalti. Automat îl cheamă pe Chivulete, decizia este acum la central, dar cert este că arbitrul VAR consideră că e penalt. Tu ai dreptate că e împins acolo fundașul oțelului, dar și el parcă duce mâna spre minge. După ce e împins, duce mingea, duce mâna spre minge. Și stai să vedem și dacă e în careu, nu? Uite, pare că e în careu, e în careu, nu? Da. Vai de mine, ce complicată e faza asta. Aici se vede cel mai bine. Cred că e penalti. Cred că e penalti. Da. Da. Și Nistor va bate, sunt ferm convins. Deja un specialist al loviturilor de pedapsă. Ce ți-am zis, Mădălin? Asta e strategia lui Sabău. Dar asta e așa, dintr-o fază care nu anunța mai nimic. Furios și pe bună dreptate Dorinel Munteanu. Cu siguranță multe emoții din partea lui Sabău. Minutul 60. Ar cântări enorm un gol marcat de Ucluș în această partidă. Enorm. Minutul 60, această lovitură de la 11 metri. O discuție între Cisotti și arbitrul Chivulete. Dar, repet, Jihulici nu a atins mingea din cauza că a fost împins de Blănuță, ci a atins mingea după ce a fost împins. Eu cred că e o decizie corectă, Cătălin, până la urmă, nu? Da, și eu cred la fel. Și înțeleg de ce și Chivulete n-a dat inițial, pentru că și el a văzut ca și tine că a fost un duel fizic. Apoi însă îl cheamă varul, că de-aia e bun și varul. Și a spus că a fost totuși intenție, chiar dacă a fost împins. Mie mi se pare o fază reparată bine de var. Și nimic altceva. Deocamdată Chivulete nu permite executarea loviturii de la 11 metri. O discuție cu Tiam și Masiel acolo în marginea careului de 16 metri. Popescu, Iustin Popescu față în față cu Nistor. Nistor se apropie de minge, șutează și marchează 1-0 pentru Universitatea din minutul 61. Nistor, cred că al șaptelea penalti, nu? Sezonul ăsta, transformat. Al șaptelea gol și al șaptelea penalti. Spuneam eu că e un specialist, are 13 reușite și în stagiunea precedentă. Iar la acest scor, Cluj face 26 de puncte. Rămâne încă lider și, atenție, lider autoritar dacă o bate pe Oțelul. Oțelul neînvinsă până acum. Primul gol primit în ultimele 4 deplasări, dar în continuare, spun eu, cu 6 deplasări la rând, fără gol primit din acțiune. Doar așa poți să-i dai gol Oțelului. Ultimul gol primit din acțiune de Oțelul a fost la Botoșani, vorbesc de deplasare. La Botoșani, pe atenție, tocmai în luna iulie. Revine în meci.
Puțin cam indecis aici Nistor, a pierdut, însă recuperare foarte bună din nou a Clujenilor. Pasa pentru Blănuță! Ce intervenție a lui Popescu! Finanță, Tiam, gol! Ucluj! Tiam înscrie pentru 2-0 și de data asta este fără reacție Dorinel Munteanu. Dacă a fost foarte furios la acel penalti, acum nu mai are ce spune. Tiam vine ca un tank din spate după ce Blănuță este blocat de Popescu. Revedem faza foarte bună, recuperarea în preajma careului de 16 metri al oțelului și apoi Tiam care îl dărâmă acolo pe Jivulici. Zici tu că... E un duel fizic. Asta spun, că nu cred că se poate discuta de un fault în atac, no, sau no. Poate. Hai să mai vedem și reluarea asta. No, e un duel fizic. Nu mi se pare. Hai să vedem ce gândește din nou Sorin Costreie. Lănuță nu trage chiar foarte bine și Popescu intervine excelent. Nu, acolo la această fază Jivulici n-a sărit la minge. El a încercat să țină, să protejeze. Deci multă libertate de mișcare sau mai mult spațiu, iată ca și acum o pasă și o deviere nefericită pentru defensiva gălățeană. Blănuță, nu era deloc execuția, șut cu stângul puțin peste poartă. Tiam este la al patrulea gol în acest sezon, nu mai marcase de la meciul cu Craiova ale naționalei, vedem lucru ăsta. O greșeală a lui Kipciu. Șansa acum pentru Oțelul, minge scoasă pentru un șut foarte bun al lui Tăneasă, intervenția lui Germonas. Kipciu a pierdut, apoi a lăsat acea zonă cam liberă. Îți spun, Kipciu e mult mai bun acolo la mijloc decât în apărare. Careul alb-negrilor, mingea este respinsă. Tot gălățenii au balonul, încă o centrare și o lovitură de cap a lui Anga, care se duce pe deasupra porții lui Germonas. Cade așadar și ultima neînvinsă din această ediție de Superliga României și este învinsă echipa lui Dorinel Munteanu, chiar de liderul, spuneam eu, chiar autoritar după această etapă. Rămâne de văzut ce va face...